Rămânem ridicați în picioare, dragii mei, deschidem Sfânta Scriptură la Cartea 1 Corinteni, capitolul 10, citind de la versetul 23 până la versetul 1 din capitolul 11. 1 Corinteni 10 cu 23. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia, căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc, aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor ce mai mulți ca să fie mântuiți. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Amin. Preamărit să fie numele Domnului. Doamne, ajută-ne să ne încredem în Tine în orice vreme. Dragii mei, revin și în această seară să vă citez versete care le-am spus în joia trecută vis-a-vis de această chemare a trăi pentru Dumnezeu. Roman, capitolul 14, versetul 7, 8 și 9. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Amin. Lăudat să fie Domnul. Suntem chemați să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Tot ceea ce facem, dragii mei, trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu. Orice lucru din viața noastră are menirea să aducă proslăvire, glorificare și mărire numelui lui Dumnezeu. Pavel mergea până acolo încât spunea în ultimele versete citite în această seară că fie că mâncăm, fie că bem, toate acestea să fie făcute spre gloria și slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută la aceasta! Și vă dau un exemplu ce înseamnă să nu trăiești pentru slava lui Dumnezeu. Fratele Amos foarte frumos împărtășea experiența din viața dumnealui când, fiind mulțumit de casa care a primit-o, a fost prins de o ispită să gândească că este biruința sa. Vă mai dau un exemplu din Sfânta Scriptură. Un om, numit Ezechia, era foarte bolnav. Așa de bolnav era încât răgea să moară. Și Dumnezeu trimite pe un proroc, pe Isaia, să îi prorocească că va muri negreșit. Era mortală, fatală boala care o avea. Totuși, în momentul când el se căiește, plânge înaintea Domnului, Dumnezeu se îndură ca un tată bun, îi extinde viața, îi dă vindecare și îl restaurează în sănătate. Așa de mare a fost această biruință, această lucrare care Dumnezeu a făcut-o, încât s-a auzit peste granițele Israelului și au rămas uimiți cei care erau vecini cu Israelul. Anume, un împărat din Babilon a rămas surprins de această minune, încât trimite Saul să înțeleagă ce s-a întâmplat cu Ezechia. Ascultați ce spune Doi Împărați, capitolul 20, cu versetul 12. În același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Acum auziți ce se întâmplă. Eu mă gândesc când ajung oamenii ăștia la Ezechia, să zică Ezechia, eu v-am spus, oameni buni, și voi știți, Israel are un Dumnezeu mare. Dumnezeul Israel face minuni și semne. Dumnezeul Israel vindecă, Dumnezeul Israel învie. Dumnezeul Israel este adevăratul Dumnezeu. Și în loc să facă Ezechia aceasta, Ezechia face exact altceva.
Versetul 13. Ezechia a ascultat pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile de preț, argintul și aurul, mirodeniile și unde lemnul cel mai scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu le fie arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis: ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia au răspuns: au venit dintr-o țară depărtată din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea, n-a fost nimic în visteriile mele pe care să nu le fie arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de astăzi, nu va rămâne nimic, zice Domnul. În loc să spună: măi, în casa mea le-am arătat pe Dumnezeul care vindecă și face minuni, Ezechia se mărește cu ce are el. Le-a arătat mașina lui din garaj, le-a arătat termopanele frumoase construite, le-a arătat câți bani avea în cont ca să se laude, le-a arătat tot ce făcuse el și agonisise el în timp. În loc să laude pe Domnul care îl vindecase și pentru care de fapt veniseră el să-l vadă. Dar nu erau bogății în Babilon? Nu erau case bune în Babilon? Nu era aur în visteriile Babilonului? N-aveau ce vedea ei acolo? Erau grădinile suspendate în Babilon, una în cele 7 minuni ale lumii antice. Toate erau în Babilon. Crezi că pentru aurul lui a venit el să-l vadă? A venit că Dumnezeu l-a vindecat pe Ezechia. Și Ezechia, în loc să laude pe Domnul, se slăvește pe sine. Și Dumnezeu îl mustră aspru pentru lucrul acesta. Mă reîntorc să spun și în această seară, dragii mei, absolut tot ce facem noi trebuie să fie spre slava și lauda lui Dumnezeu. Că trăim, că murim, că mâncăm, că bem, totul să fie spre lauda lui Dumnezeu. E normal că trăind în viața aceasta, va trebui să locuim undeva. Zic și în această seară, nu e un păcat că ți-ai cumpărat o casă. Nu e un păcat că ți-ai construit o casă. Nu e un păcat că ți-ai luat o mașină. Nu e un păcat că le ai. Dar nu te pierde în lucrurile acestea uitând că în final toate acestea vor arde într-o zi. Și dacă le folosim, dacă le avem, îi tot să-L preamărim pe Dumnezeul care a fost bun cu noi. Zic încă o dată, preamărit să fie în numele Domnului. Afară de ceea ce facem pentru Domnul, viețuirea noastră n-are niciun sens, nicio valoare, dragii mei. Pentru că în final este goană după vânt și doar trudă și durere. Gândiți-vă la viața umană, lucrezi lumină, încerci să aduni, să faci. Îmbătrânești cu gândul că într-o zi ești la pensie și când ești la pensie o să fii liniștit după toată truda vieții tale. Ești la pensie și trebuie să iei medicamente în fiecare zi, că ai diabet, că ai colesterol, că ai tensiune, te dor genunchii, te dor balamale, că ai și din garanție, că o trecut ea 5 ani proverbial care ai avut de viață când erai mai tânăr, toate acum ador, te văicăr că te doare, nici nu mai dormi bine noaptea, măcar acum când poți să dormi, nu mai ai nici copii mici care se scoale noaptea, n-ai nici alții care se cheme la lucru, acum când poți să dormi, nu mai dormi. La cât ești sculat? La 5 dimineața. De ce? Nu știu. Așa m-am sculat eu. Parcă mi s-a delegat tot corpul. Acum când ai cei mai frumoși ani, zicem noi, e și mai dificil și grei. Și îți duci povara bătrâneții. Când ești tânăr, visezi să fii mare, să ai responsabilități. Și acum le ai. Și observați că toată viața e trudă și goană după vânt. Și dacă n-ar fi veșnicia, am fi cei mai nenorociți dintre oameni, spune Sfânta Scriptură. Dar, dragii mei, de aceea este important să înțelegem absolut tot ceea ce facem noi trebuie să fie spre slava și spre gloria lui Dumnezeu. Suntem chemați să ne ducem o viață după țelul etern al preamării pe Dumnezeu. Și în concluzia argumentelor Apostolului Pavel despre ceea ce înseamnă mâncarea jertfită idolilor, Apostolul Pavel reorientează privirea corintenilor, ancorându-și ultimele argumente în versetul 24. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Aici stă taina acestei lucrări care Pavel vrea să o prezinte, argumentându-ne că noi suntem chemați să facem totul spre gloria și slava lui Dumnezeu. Exemplul suprem fiind Domnul Iisus Hristos, versetul 1 din 1 Corinteni 11, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Pavel nu dă un exemplu că el era așa de bun, așa de nice ca Pavel, să ne dea un exemplu bun, ci el spune: eu fac ce am văzut pe Domnul Iisus Hristos făcând. Argumentul acesta îl mai readuce Pavel într-o zi când scrie către Filipeni, în capitolul 2, versetul 1-4. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos,
dacă este vreo mânghiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Acum auziți, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Aici scrie, ci și la foloasele altora. Cele mai timpurii manuscrise ale Noului Testament nu includ cuvântul kai din limba greacă, cuvântul legătură și, pentru că s-ar interpreta fiecare din voi să se uite la foloasele lui, ci și la ale altora. Adică, pe lângă ale tale la care n-ar trebui numai la ele să te uiți, mai uite-te și la alții. De fapt, argumentul aici, precum îl vedem și în Corinteni, este nimeni să nu se uite la nevoile sale, ci întotdeauna numai la alții. Știm aceasta, că mai departe spune Apostolul Pavel, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, care era, el nu s-a uitat la foloasele lui, ci întreaga sa viață și existență a avut un singur țel, să lupte pentru alții, să aducă mântuirea, să se jertfească pe sine. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Unul va spune, dar eu nu-s Hristos. Păi tocmai ne cheamă Domnul să devenim ca și Iisus Hristos, Domnul să ne ajute la aceasta. Este argumentul în care Apostolul Pavel își ancorează întreaga argumentație. E bine, tema de această seară, totul spre slava lui Dumnezeu. Totul trebuie să fie făcut spre slava și gloria lui Dumnezeu, zicând o dată Domnul să ne ajute. Ca să putem explica pasajul, dragii mei, mă reîntorc la două definiții importante, una despre spațiul libertăților creștine, a doua despre ceea ce înseamnă problema cugetului. Haideți să-l observăm împreună. În primul rând, spațiul libertăților creștine, versetul 23. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Apostolul Pavel mai devreme a luat acest argument în 1 Corinteni, capitolul 6, în care dă o altă conotație, ancorându-l în argumentul de acolo. Versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Argumentele despre libertatea creștină, cum spuneam altă dată, dragii mei, se ancorează în ceea ce înseamnă spațiul moralității, al principiilor și spațiul libertăților în care Dumnezeu nu poruncește fă sau nu fă. Ai liberul arbitru, dacă vrei să faci sau nu faci, îți aparține ție. În schimb, ele trebuie îngrădite în ceea ce înseamnă utilitatea și folosința pentru comunitate. Dacă aici în 1 Corinteni, capitolul 6, Pavel vorbea despre ceea ce înseamnă lupta cu poftele trupești, curvia, el spune, din cele care îmi sunt libere, sigur, nu curvia, dar practici care le pot face, nu vor trebui să pună stăpânire pe mine. Acum, când vorbește despre carnea jertfită idolilor, Pavel spune, nimica din ceea ce eu fac nu trebuie să mă ducă la deconstrucție, ci la zidire personală, la zidirea trupului lui Hristos. Sunt două argumente care apar aici. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Cele care sunt de folos îmi aduc un beneficiu personal, mă ajută să avansez în fiecare zi. Pavel spune, tot ceea ce fac eu din libertăți va trebui să-mi promoveze creșterea în fiecare zi. Mai mult, nu toate zidesc, anume, eu sunt chemat să construiesc ceea ce înseamnă trupul lui Hristos, biserica lui Dumnezeu. Noi toți facem parte din acest trup al lui Hristos, împreună lucrând la această zidire sfântă. Și Pavel spunea, temelia a pus-o Domnul, apostolii ne-au dat învățăturile și noi zidim pe această întemelie. Noi trebuie să rămânem ancorați în ceea ce înseamnă trupul lui Hristos. Tot ceea ce fac eu din libertățile mele trebuie să aibă menirea să zidească trupul lui Iisus Hristos. De aceea, nu toate acțiunile mele vor zidi. Și dacă nu zidesc, va trebui să fiu foarte atent cum îmi folosesc libertățile mele. Este primul argument al definiției. Al doilea este acela, dragii mei, despre în ceea ce înseamnă cugetul personal. De mai multe ori veți avea argumentul și cuvântul cuget în textul acesta. Ce vrea să spună Apostolul Pavel? Problema cugetului. Cugetul este acea componentă a conștiinței noastre care sau ne învinovește
vinovățește sau ne dezvinovățește în ceea ce noi facem. Este acel, dacă vreți, judecător intern care în continuu păstrează echilibru. Am voie să fac sau n-am voie să fac. Și cugetul meu mă condamnă, mă mustră sau mă îndeamnă să fac anumite lucruri. Cugetul trebuie să fie luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și trebuie să fie educat de cuvântul lui Dumnezeu. O înțelegere greșită a cuvântului sau o percepție greșită mă poate încorseta și cugetul mă condamnă pentru lucruri care sunt libertăți. De exemplu, unul spune, zice David, de 7 ori pe zi te lau. Nu scrie în Biblie, scrie. Păi eu așa am un simțământ că dacă nu mă rog de 7 ori pe zi, eu păcătuiesc împotriva Domnului. În Biblie nu scrie să rogi de 7 ori pe zi. În Biblie spune să rogi neîncetat. Dar unul spune, dacă nu mă rog de 7 ori de zi, propriu zis, eu simt că am păcătuit. O înțelegere greșită, scoasă din context a unui pasaj, poate încorseta cugetul unei persoane. Și atunci va trebui să înțelegem că la nivelul cugetului sunt 3 nivele care trebuie luate în considerare. În primul rând, eu personal am un cuget al meu. Dumneavoastră aveți un cuget al dumneavoastră. Și este primul nivel personal. Nimeni să nu-și încalce cugetul său. Încredințarea care o ai, spunea Pavel, păstrează-o pentru tine. Este a ta, păstrează-ți-o. Aceea credințare poate în timp fi modificată, corectată, bazat pe învățătura Sfintelor Scripturi. Și o încredințare slabă poate fi descalificată sau schimbată, eliberată ea, dacă te ancorezi în cuvântul Domnului. Altul vrea să rămână la încredințarea lui și el nu se schimbă de acolo. Nu-i nimic, e încredințarea ta, dar păstrează-o pentru tine. Este primul nivel. Mai este un al doilea nivel de cuget care se numește cugetul comunitar. Acolo unde mai multe persoane împreună au aceeași mentalitate, se creează un gând de comunitate. De bună oară, într-o biserică se poate întâmpla așa ceva. Ne spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 4, anume cu versetul 13. Însă, fiindcă avem același duh de credință, potrivit ceea ce este scris, cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. Pentru că avem același duh de credință. Anume, spune Apostolul Pavel, dacă mai mulți dintre noi credem același lucru, se poate construi o rânduială bisericească. Într-un loc anume, să spunem, frații au zis, noi nu vrem să fie instrumente în biserică. Niciun instrument. Nu ni se pare că e potrivit. De ce? Așa au gândit ei. Pentru că mai mulți la oaltă au gândit la fel, s-a făcut o rânduială bisericească. Și în biserica aceea se cântă doar cu vocea. Niciun instrument. Noi lăudăm pe Domnul doar cu vocea. Este dreptul lor pentru că este o rânduială de cuget comunitar. Mai este un nivel de cuget, anume cugetul societal. Într-o societate care conține mai multe comunități, poate să fie, dacă vreți, o înțelegere, o gândire care în timp se creează. Și acolo, de exemplu, oamenii se vor ancora în ceea ce au înțeles ei, judecând ceea ce nu se face după stilul lor. Deschideți împreună cu mine Geneza, capitolul 46, în versetul 34. Ni se spune despre felul în care vedeau egiptenii pe niște oameni și slujba lor care o făceau ei. Geneza, capitolul 46, versetul 34. Voi să răspundeți, robii tăi au crescut vite din tinerețea noastră, până acum, atât noi cât și părinții noștri. În felul acesta veți locui în ținutul Gosen, căci toți păstorii sunt o urăciune pentru egipteni. În comunitatea lor, a fi păstor era pur și simplu ceva repudiant, era urât, nu le plăceau păstorii. Nu explică de ce, ce așa le plăcea lor. Ei bine, era ceva legat de societate. Se pune o întrebare. La care cuget te vei supune atunci când ai de-a face cu cineva? La cugetul tău? La cugetul comunitar? La cugetul societal? La care te supui? Și răspunsul este la cel mai îngust cuget. Ca de exemplu, vă dau un exemplu din viața practică. Noi suntem români și am crescut de mici cu slănină, șoric, porc și multă carne. Pentru noi ceva normal, ar fi anormal ca român să nu mănânci șoric și slănină. Vegan român este un paradox, nu există. Ei bine, pentru noi ceva normal, noi mâncăm slănină. Să spunem că mergem acum prin asunt într-o biserică în care frații au luat așa o înțelegere că noi nu mâncăm porc în biserică. De ce? Așa credem noi. Mă frate, nu mai suntem în legea veche. Nu, noi nu suntem de lege. Noi așa credem noi.
Bine, mă, e încredințarea voastră. Dar pentru că sunt mai mulți împreună, au făcut o lege comunitară. Acum ar fi nedrept eu să vin la masă împreună cu ei, să scot o tablă de slănină, să tai acolo în numele Domnului, să mănânc cu bucurie. Eu laud pe Domnul că mănânc slănină. Și ei se uită la mine, mă, dar tu ești nepocăit. Dar fraților, ce-i păcat în asta? Nu-i normal. Mă supun cugetului lor. Dar dacă mă duc, de exemplu, într-o țară musulmană, în care este cu adevărat ilegal să mănânci porc, apoi acolo ce te faci? Te vei supune mentalității cele mai înguste. Suntem chemați să avem grijă cum lucrăm cu ceilalți. Asta nu înseamnă fățărnicie. Asta înseamnă grijă față de cel care stă lângă tine. Respect, îngăduință, dragoste frățească, cum vreți să o numiți. Nu mă dau eu șmecher pios mai luminat ca alții, ci în dragoste pentru aproapele meu am să-i respect credința lui, chiar dacă este mai slabă ca așa mea. E important să avem aceste două concepte în minte. Spațiul libertăților, ne putem să facem ce vrem noi, pentru că nu este o lege morală propriu-zisă, dar și acolo să fim atenți că nu toate sunt de folos și nu toate zidesc, și spațiul cugetului în care sunt chemat să fiu atent că alții nu văd ca mine, și dacă nu văd ca mine să fiu atent față de încredințarea lor. Și acum haideți să intrăm la ultimele reglementări ale Apostolului Pavel vis-a-vis de toate să fie făcute spre slava lui Dumnezeu. În primul rând, mâncați ce doriți acasă. Versetul 25 cu 26. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Primul argument, dragii mei, mâncați din tot ce se vinde pe piață. Expresia pe piață, de fapt, în greacă aici este cuvântul machelum, care înseamnă măcelărie. Mâncați din tot ce se vinde la măcelărie. Dacă îți vinde melci și vrei să mânci melci, mâncă melci. Fratele Gabi Gorcea ne împărtășea când a fost în Indonezia cum a mâncat melci. Zicea, nu au fost cei mai gustoși, dar am încercat și o să văd cum îs. Zic, Gabi, după cum ne-am văzut în video, nu ar fi prea bun. N-au fost, dar măcar am încercat și eu în viață. Mâncați din tot ce se vinde la măcelărie. Nu puneți la întrebare, nu întrebați. Și Pavel spune, nu cumva să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar auzi, dacă cumva carnea aia vine de undeva în care s-a făcut vrăj pe ea, ai voie să mănânci? Și Pavel spune, da, mâncați din orice și nu puneți întrebări vis-a-vis de ceea ce cumpărați. Gândiți-vă că la piața din Corint, cea mai mare parte a cărnii venea de la templele păgâne. După ce se făceau acolo jertfele lor, ce rămânea se dea foarte ieftin pe piață. Și omul cumpăra. N-aveai de unde știi. Că noi azi avem label, spune din care țară vine, cât stă în temperatură are, cine o tăiat-o, cine o fabricat-o. Pe când acolo n-aveai de unde știi, erau bucate de carne pe tarabă. Dacă vrei să o cumperi, de unde vine? Nu știi. Și Pavel spune, nu cercetați nimic, mâncați din orice. Întrebare este, cum adică, Pavel, că mai devreme ai spus că dacă mergi la un templu păgân și se jertfește un animal și mănânci acolo, nu este asta un păcat? Și Pavel spune, da. Păi de acum, cum nu-i păcat să mănânci? Pentru că ultima oară spuneam, există un spiritual în spatele ceremonialului. Literalmente, mâncarea nu se schimbă. Nu este nimic mistic în mâncare. Argumentul era, când venim la cina Domnului și am pus aici pâinea și rodul viței și ne rugăm pentru ele, ele tot pâine și rodul viței rămân, nu se schimbă mistic, nu devine altceva. Dar există o realitate spirituală în comuniunea acelei celebrări. Similar, când mergeau în Israel și jertfeau un animal și îl dădeau Domnului, cei care mâncau de pe altar, intrau în comuniune cu altarul, cu Dumnezeu. Dar nu se schimba carnea, nu devenea din vițel altceva, din oaie altceva, rămânea aceeași carne, dar intra într-o realitate spirituală de comuniune. Similar, spune Apostolul Pavel, dacă mergi la un templu păgân, carnea nu-i contaminată, nu se schimbă, ea nu poate fi alterată, dar în acel, dacă vreți, acel lucru care se face acolo, acea ceremonie, tu intri într-o realitate profundă spirituală cu demonii care sunt în spate, nu din cauza mâncării, din cauza prezenței se itale într-un loc în care se invocă numele demonului. Și atunci Pavel ne spune aici, ce zic eu, că un idol este ceva sau că un lucru jertfit idolului este ceva? Nici de cum, ci doar acea realitate când ești tu prezent e problema. Dar acum, dacă eu cumpăr carne și pe ea s-a făcut vrăj, s-a făcut incantații, am voie să mănânc? Pavel spune, da, mâncați. De ce? Căci a Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el. Adică, dragii mei,
Nu este niciun alt idol în lumea aceasta, niciun alt Dumnezeu. Este un singur Dumnezeu a toate creator. Și tot ce este în lumea aceasta este a lui Dumnezeu. Nu este nimic a ce poate fi, dacă vreți, altuia, că nu este altuia. Psalmul 24 cu versetul 1. Al Domnului este pământul, cu tot ce cuprinde el, lumea și cei ce locuiesc. Nu este alt Dumnezeu afară de Domnul. Și Pavel spune, chiar dacă pentru unii oameni sunt idoli care îi venerează, realitatea nu se schimbă, numai Dumnezeu există. Și tot ceea ce este pe piață, tot ce există, îi din darul lui Dumnezeu. Când mănânci, mâncă spre slava Domnului, mărește pe Dumnezeu și bucură-te că poți să mănânci. Prima învățătură este, mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați, din pricina cugetului. Și se aplică și la noi, că trăim într-o vreme în care poate vei comanda de la un restaurant și mânci acasă. Nu știi, ăia ce îs? Arabii, de exemplu, toată mâncarea să fie halal, adică tăiat într-un mod anume, dar nu se fac incantații, ci ei au fost învățați, când se omoară un animal, ei trebuie să mulțumească lui Allah că le-a dat animalul ăla să-l mănânce. Cum fac creștinii că mulțumesc la Dumnezeu? Acum, sigur, noi nu facem astfel de lucru cu oamenii păgâni, dar întrebarea se pune, dacă eu mănânc mâncare halal și mi se dă acasă, am voie să mănânc? Pavel spune, mâncați din tot, fără să cercetați din pricina cugetului. Cuvântul cercetați este un cuvânt foarte cheie aici. Este un cuvânt care la bază are cuvântul de judecată, mai direct înseamnă a cerceta juridic prin tortură, a examina până la ultimul lucru să te asiguri că așa este. Și îl vezi pe câte unul care e slab în credință și întreabă, dar de unde e mâncarea? De la restaurant, frate. Dar care restaurant? Ăla de pe King. Ha. Dar cum îl cheamă pe ăla de pe King? Nici nu știu cum îl cheamă, că m-am cumpărat de acolo. Și cine l-a gătit? Avea barbă? Avea turban? Cum era la care l-a gătit-o? Mă, nu știu, e mâncare la restaurant. Dar dacă s-a rugat peste ea? Fratele meu, nu știu, mâncă spre slava Domnului. Dar dacă cumva mâncând, eu mă întinez. Pavel spune, mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să faceți cercetarea mănunțite. De unde a venit, cum îl cheamă telefonul, mama lui, unde s-a născut ea? Nu cercetați, ci mâncați spre slava Domnului. Este primul argument, pentru că în final, al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde el. Asta înseamnă că eu sunt liber în Hristos, păzit de Hristos și n-are nimeni ce să-mi facă mie că eu sunt a Domnului Hristos. Nu înseamnă că mă duc eu într-un loc în care păgânism și mă închin acolo cu ei. Aia e păcat, zice Pavel, că acolo se face incantații în cinstea zeului și dracii sunt prezenți acolo. Dar afară că eu mănânc ceva, ori de unde vine ea, îi mulțumim lui Dumnezeu și mâncare binecuvântată de Domnul care dă binecuvântare. Slavă Domnului Iisus! În al doilea rând spune Apostolul Pavel, dacă vreți să mâncați la un prieten, mergeți liniștiți. Versetul 27. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți ca să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Deci, dragii mei, se întâmplă că un prieten, zice Biblia, necredincios, nepocăit, te cheamă la masă. Îi voie sau nu-i voie? Cei care sunt mai slabi în credință, care sunt mai înguși, zicem noi, zic, e păcat. Nu-i voie. Numai cu creștinii. Eu mâncăm numai cu a noștri. Cu aia să mânce necurații. Noi numai cu a noștri. Îi voie să mănânci cu necredincios? Și Pavel spune, da. Dacă voiești să mergi, du-te liniștit cu Domnul Iisus Hristos. Aviz aici, dragii mei, și vă spun. Cum credeți că vor veni oamenii la Iisus Hristos? Dacă noi nu evangelizăm, noi ne-am închis aici în zidurile bisericii acestea și aici sunt mântuiții Domnului. Noi spunem că noi merim în rai. Și noi vrem să vină toți la pocăință. Cum? Păi nu știu. Să apară un înger, îngerul Gavril, să le spună că pe 160 Grand River e o biserică bună, unde se predică cuvântul, se cântă frumos și acolo e Domnul, să vină și ei la biserică. Noi așa am vrea să fie. Dar Biblia spune că noi suntem chemați să evangelizăm. Asta nu înseamnă că mă duc la bar cu oamenii. Dar dacă eu sunt chemat de unul care nu-i pocăit, care e curios cum de m-o vindeca și pe mine Domnul, ca pe Ezechia, și el vrea să audă despre Hristos, du-te, dragul meu, dacă vrei, și mănâncă liniștit, spune Pavel. Și când mănânci și îți pune mâncare înainte, să nu cercetezi nimica din pricina cugetului. Nu-l întreba de unde-i mâncarea, nu-l întreba de ce este, cum a făcut-o, cum a gătit-o, de unde a cumpărat-o, dacă a făcut el cine știe ce ritualul peste ea, mănâncă spre slava Domnului Iisus Hristos. Dar Pavel aici face o mențiune. Dar dacă cineva, dacă vă spune cineva, lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ceva înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el.
Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia, adică celuilalt. Sunt trei ipostaze aici. Când ești la masă cu un necredincios, s-ar putea ca gazda să-ți spună, mă, eu știu că tu ești creștin, nu știu că contează pentru voi, dar mâncarea asta e de la Buddha, zic eu așa, și din cauza că e la Buddha, na, nu știu că tu ai voie să mănânci. Sau, altul care e prezent acolo îți va atrage atenție, vezi că asta e mâncare din aia, de la noi, nu de la voi. Sau s-ar putea ca împreună cu tine să fie chiar un alt creștin, care fiind acolo, te trage de mânecă. Bă, tu mănânci? Dar știi că asta e halal, e de nu știu unde. Având în vedere că ți-o atras atenția, Biblia spune așa, să nu mâncați și de ce? Din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului. Care cuget? Acelui ce v-a înștiințat. Nu din cauza ta, nu că se schimbă procedelul, ca cum ați spus el, ci pentru că el într-o stare în care e mai slab sau poate neatent sau încă nemântuit, tu va trebui să ai foarte mare grijă. De ce? Pentru că Domnul este pământul cu tot ce cuprinde el. Dar eu am crezut că argumentul ăsta ne dă voie să mâncăm. Da, da, spune Pavel așa. Pentru că al Domnului pământul cu tot ce cuprinde el și un necredincios să spune mâncarea asta închinată lui, nu știu, Allah sau care zeu, tu să nu mănânci, nu că pe tine te afectează, ci lui ar spune că și creștinii se pot închina lucutare și ca nu cumva să-l duc pe el în eroare, ca nu cumva să-i întinezi cugetul lui, eu nu mănânc. Bine, apreciez că mi-ai spus, chiar azi nu mănânc carne, azi iau o salată să slăbesc un picuț. Sunt atent. Sunt foarte atent ca nu cumva să întinesc cugetul lui. Pavel spune, nu a vostru, nu din cauza voastră, din cauza lui care v-a spus. Deci e important să fim atenți că toate se fac spre slava lui Dumnezeu. Dacă eu mănânc acasă, mănânc spre slava Domnului. Care e argumentul că mănânc spre slava Domnului? Că mai departe spune Pavel, căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care îi mulțumesc? Ori de câte ori noi mâncăm, noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Știți că de fapt asta ne păzește? Că noi când ne rugăm la masă, noi închinăm mâncarea cui, dragii mei? Lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului care ne-a dat-o. Orice mâncăm, Doamne, îți mulțumesc că m-ai binecuvântat cu viață. Mi-ai dat bani, pot să-mi cumpăr mâncarea și în fața mea stă o mâncare bună. Mărit să fie numele Tău, o închii numelui Tău și o mănânc cu mulțumire, slavă Ție, amin. Și mă pun și mănânc. Că tot ce mănânc închin Domnului și de aceea, ori de unde veni mâncarea aceea, Domnul o sfințește prin rugăciune. Dar Pavel spune aici, dacă cumva eu fiind prezent în alt loc și unul îmi spune, știi că închinată zeilor, atunci din cauza cugetului lui, eu n-am să mănânc, că de ce să fie, zice cuvântul judecat, sau mai bine spus vorbit de rău, înseamnă blasfemit. De ce să fie blasfemit Dumnezeu din cauza mea? De ce să-și bată joc de Dumnezeu necurații că eu am mâncat în cinstea Dumnezeului lor? Atunci nu mănânc, din cauza lor, nu din cauza mea. Deci Pavel ne spune să fim atenți că totul trebuie să fie făcut spre slavă lui Dumnezeu. Ca să încheiem mai apoi cu ultimul argument, în care se spune că indiferent orice activitate facem noi, întotdeauna trebuie să fie spre gloria și slava lui Dumnezeu. 31. Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și acum ascultați-mă foarte bine, dragii mei, că versetul 32 este extrem de important, extrem de important. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Noi care suntem mai conservatori am spus versetul ăsta când cineva nu se conformează rânduielii noastre. Revin, nu poruncă morală, rânduială. De bună oară ne spunea fratele Aurel Bălici când a fost la noapte veche în Windsor, cei care ați fost prezenți ați auzit întâmplare, zicea el, la noi în Moldova se purta freză, trebuia să ai freză, așa era rânduiala, nu păr, numai tuns așa un picuț și era freză, asta era rânduiala ca să vii la biserică, de n-aveai freză nu puteai sluji. Și la un moment dat mergem în altă zonă din România, zice, acolo era lege că trebuie să fii tu un zero și dacă nu ești un zero nu poți sluji. Când am ajuns acolo împreună cu tinerii, frații ne spun, voi nu puteți sluji că aveți freză, dacă vreți să slujiți, trebuie să fiți tu un zero. La care fratele spune, îmi da de o dilemă. Păi, dacă așa ne tun zero, slujim aici, merem acasă, nu ne pun acasă, că n-avem freză acum. Dacă nu dăm freza jos, ăștia nu lasă să slujim. Dar ce să facem? Ne-am tot cugetat noi și am stabilit că ne lăsăm tunși de ei. Da? Da. Au pus un scaun afară în curtea bisericii, ne-au pus pe scaun, au venit fratele cu mașina și au făcut acolo un pic de gălăgie în spate.
Și nimic. Nimic nu se întâmplă. Mai o dată face gălăgie, nimic nu se întâmplă. Ce? Mă, am văzut că nu stați în freza voastră, mereți și slujiți pe Domnul. Și eu lăsat cu freza, zice, am scăpat. Am slujit Domnului cu freză și am mers acasă cu freză. Ei, dragii mei, să spunem că într-o biserică e așa o rânduială. Asta e rânduială bisericească, nu biblică. Bisericească. Că e bună, că e rea, nu-i treaba mea să-mi bag acolo. Dacă frații așa au crezut ei și așa vor ei, Doamne, binecuvintează-i, păstrează și încredințarea. Eu o am pe a mea. Ei, acum, în cadrul comunității, mă supun comunității. Ei, ce se întâmplă? Zice Apostolul Pavel. Dacă cineva vrea să vină într-o biserică, să nu fie ispită pentru biserica lui Dumnezeu. Și noi de multe ori luăm lucrul acesta, spune, mă, la noi în biserică așa se face. Supune-te, mă, și nu fii pricină în păcătuire pentru biserica lui Dumnezeu. Și ăla spune, bine, așa este. Aceiași oameni care fac aceasta, își permit să fie pricină de păcătuire pentru iudei și greci. Și aici e o mare problemă. Dați-mi voie să vă explic. Iudeii sunt cei care au anumite rânduieli, legi, porunci, sunt religioși și vremii. Grecii sunt păgânii, care n-au niciun fel de lege sau rânduială, dar și ei au anumite rânduieli ale lor. Pavel ne spunea, săvârșiți păcate care nici măcar la păgâni nu se află, că și ei măcar au o lege a lor care nu permite așa ceva. Și acum observa ce se întâmplă. Unul spune, mă, în biserică, biserică, acolo, să nu mă pună sub disciplină. Mă conformez, vin îmbrăcat, cum zic frații, nu port, port, fac, nu fac, ca să fie bine. Când ies afară, afară nu mai sunt frații. Bă, lasă că greci-s greci. Și dacă mă supăr pe ei, fac eu, nu-i plătesc, nu-i dreg, nu-i pun și îmi risc să-i încalc, pentru că în final nu contează ce vor grecii. Sau religioșii, ăia se închid, auzi, nu mănâncă, vin musulmani în Ramadan și nu mănâncă. Și ăsta mănâncă în fața lor intenționat, ca să vadă cum sunt ăștia care postesc și tu mănânci în fața lor. Oameni care fac astfel de lucruri, dragii mei, își bat joc de Dumnezeu și de semenii lor. Chiar dacă nu-s pocăiți, n-ai voie. Că Biblia spune așa, să nu fiți pricină de păcătuire pentru cine? Iudei, greci, dragii mei, așa nu-ți pocăiți, dar n-ai voie să-i ispitești, n-ai voie să le încalci rânduiala lor, nu să faci păcate, să-ți bagi joc de ei, tocmai ca să vezi că tu ești creștin, sau și biserica lui Dumnezeu, tot ce facem să fie spre slava lui Dumnezeu. Nu-i normal, dragii mei, că în țara în care trăiești sunt anumite legi și rânduieli, tu să-ți bagi joc că nu contează. Deschizi geam, arunci gunoaie pe geam când conduci pe drum. Asta e urât, dragii mei, păcat, e păcat. Păi dacă ăștia au o lege care spune că nu-i voie, n-ai voie. A, de ce îmi pasă mie? Lasă să facă ei curat. În biserică, nu, în biserică vin îmbrăcat frumos, că e biserică, știi, frații. Dar afară arunc gunoaie pe geam. Asta înseamnă să-ți bagi joc de Dumnezeu. Să nu cumva să fiți o pricină de păcătuire pentru iudei, pentru greci sau pentru biserica lui Dumnezeu. Tot ce faceți, să faceți spre slava lui Dumnezeu. Fie că mâncați, fie că beți, preamăriți pe Domnul și onorați pe Dumnezeu. Pavel ne spune, după cum mă silesc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Observați! Pavel de mai multe ori spune, caut eu oare în clipa aceasta să plac oamenilor sau lui Dumnezeu? Păi clar nu oamenilor, lui Dumnezeu. Când e vorba de principii morale, noi nu ne încălcăm principiile, se pot supăra oricine. Dragii mei, Dumnezeu a făcut un bărbat și o femeie și asta e familia. Că vor liberalii să spună că poți să fii bărbat, bărbat, femeie, femeie, mâță și câine și ce vreți voi, asta e treaba lor. Dar Dumnezeu nu schimbă cuvântul și eu sunt chemat să stau în picioare în fața principiilor Domnului. Astea sunt păcate categoric. Dar când e vorba de acele practici ale libertăților creștine, să nu-mi bat joc de cei care în jurul meu, nu-mi împărtășesc valorile și poate nu împărtășesc etica mea directă. Să am grijă să nu-i ofensez. Pavel spune, eu întotdeauna caut să plac tuturora, să mă port frumos cu toți, întrucât să-i mântuiesc pe cei mai mulți. Păi cum să vină la pocăință un ortodox de bună oară care se uită la tine și te vede cum înjuri tu de mama focului și pe aceea spui, nu, eu sunt pocăit, nu, la noi, oh, Duhul Sfânt, minun, haleluia! Dar el te vede pe tine când tu înjuri. Păi cum e asta, dragul meu? Ai deja și păcat moral, ce să mai zic. Cum se uite la tine când tu îi spui, oh, dar eu lucrez numai așa, eu pe cash, eu nu dau taxe la guvern, lasă-mă să plătească alții, că așa contează. Cum se împacă el cu așa ceva? Păi ăla spune, oi, de când sunt eu în Canada, am lucrat, mi-am plătit taxele. Cum adică, mă, la voi se permite așa ceva? Da, dar ce, noi suntem deștepți, mai stai un picuț. La biserică, slaviți pe Domnul, iubim pe Domnul Iisus. Observați, dragii mei, aceste lucruri strică mărturia și aduc insultă la adresa lui Dumnezeu. De aceea Pavel acum ne spune, nu confundeți să fie supererou sau mai sfânt ca alții. Și Pavel spune primul verset din 1 Corinteni 11, călcați pe urmele mele, imitați-mă pe mine, întrucât și eu calc
De asta a fost Iisus Hristos, dragii mei. Așa a trăit Iisus Hristos. Gândiți-vă, când l-au arestat romanii, au putut să-l învinuiască de ceva? L-au luat aprozi, l-au dus la Pilat și l-au pus în judecată. Și Pilat spune, după legea vremii acelea, nu găsesc nicio vină în el. Îl duce la Irod și îl judecă Irod acum după legea lor. Și Irod spune, nu găsesc nicio vină în el. Preoții cei mai de seamă îl judecă și realizează că n-au de ce să-l învinuiască. Ca să-l poată omorâ, au plătit câțiva martori mincinoși să inventeze lucruri. Nu i-au găsit vină în absolut nimic. Să trăiești în așa mod încât nici religioșii, nici nemernicii vremii, nici păgânii vremii, nici cei din jurul tău să nu te poată învinui de nimic. Înțelege ce înseamnă integritate? Așa a trăit Iisus Hristos și în toată viața Lui n-a căutat să-și placă Lui, a căutat să placă Lui Dumnezeu. Îți faci o casă și vrei să-ți pui gard pe lângă grădina ta și la gardul tău ți-ar place poate 6 inci în plus, să nu stea exact stâlpul în grădina ta și o pui la vecinul. Și dacă el vine spune, da, aici era locul meu. Nu, pe hartă la mine scrie un pic greșit, nu cred că ai greșit, o greșită dacă nu a venit ei. Și te cerți cu el ca să găsiți 6 inci și după aia te lauzi, bă. L-am fraierit pe ăsta și mi-am făcut eu gard mai mare. Dragii mei, asta înseamnă să-ți bați joc de Dumnezeu. Pavel spune, tot ce faceți în viața aceasta, faceți spre slava și lauda lui Dumnezeu. Că mâncați, că beți, că construiți, conduceți mașini, cu orice faceți, preamăriți pe Dumnezeu. Cum conduci pe stradă? Știți că așa asta contează? Păi dacă tai caielul ăla și te faci să te înjure, să arate degete pe geam, probabil că l-ai enervat și tu te lauzi că tu ești șofer mai bun ca el și tu nu te oprești după el. E, dragii mei, niciun lucru să nu fie făcut încât să ducem pe alții la păcătuire, ci în toate, Pavel spune, să ne călcăm libertatea noastră ca cei mai mulți să vină la Dumnezeu. Doamne ajută la aceasta! Pentru că în final, dragii mei, vine Hristos. Și că ai condus tare sau încet, că ai avut mașină mare sau mică, casă foarte faimoasă sau nu, astea vor arde și nu contează. Ce ai făcut pentru Domnul, asta rămâne. De aceea spune Pavel, în ce privește cugetul, fiți liniștiți, Dumnezeu ne-a salvat, ne-a mântuit, a Domnului pământul cu tot ce este pe el, mâncați și preamăriți pe Dumnezeu, prin rugăciune, orice mâncare se sfințește, laudă Domnului. Cât privește la templele păgâne, n-aveți ce merge, ca idolatrie și păcat, ferească Dumnezeu. Că mergi la unul acasă și mănânci cu el, bei o cafea, să de vorbă cu el, du-te liniștit, mărturisește pe Iisus Hristos. Dar dacă ți atrage atenția că e ceva păgân, dă-i lui șansă să vadă că tu iubești pe Hristos. Dumnezeul meu, nu împarte slava cu mine. Și dacă în cinstea zilei tale sau lui mama ta sau lui mortul care a murit, eu nu mănânc așa ceva. Pentru că eu cinstesc numai pe Iisus Hristos, Domnul. Și atunci, dragii mei, vom fi o mărturie ca încolo viața noastră cu integritate trăită în fiecare domeniu a vieții să le arate pe Iisus Hristos celor din jur. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare. Și împreună haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu.